Hei, bună dimineața, dragilor! Ce faceți? Cum sunteți? Sper că sunteți bine. Acum ce vreau să vă împărtășesc cu voi este că acum merg la nou loc de muncă, unde chiar îmi doresc acest loc de muncă. Este exact ce vroiam. Este un bucătar șef care a lucrat la Stele Michelin și acum vreau să introduc în acest loc meniuri noi, diferite, farfurii, cu stil diferit, cu metode diferite, total diferit. Este exact ce vreau. Fine dining, aproape de Stele Michelin, aproape ca Gordon Ramsay. Și acum când mă duc, acum încep, chiar mi-a spus și acum simt cum fac fiecare pas, mă duce aproape de succes. Simt că este locul perfect, oportunitatea perfectă și cu omul potrivit. Ăsta, când am vorbit cu el de multe ori, mi-a zis că este foarte, foarte nerăbdător să intru cu el în bucătărie și să lucrează cu mine. De ce? Fiindcă a văzut pasiunea asta în mine. A văzut că sunt chiar acolo pentru bucătărie. Chiar am pasiunea așa și gătesc cu plăcere și am creativitate. Sunt tânăr, am energie, lucrez foarte, foarte tare. Foarte rapid, sunt organizat în bucătărie. Deci a văzut ceva în mine, chiar a văzut ceva în mine și de asta acum îi face plăcere să lucreze cu mine. Și m-a întrebat ieri dacă pot să încep azi, fiindcă unul din bucătari s-a îmbolnăvit. Și am zis, bineînțeles, vreau să fiu alături de el cât mai mult, să învăț cât mai mult, să mă dezvolt cât mai mult de la el. Că și el este un om super, super tare, are o familie și este super tare, este și amuzant, și vorbăreț. Și toată gașca. Și ce e interesant, majoritatea de acolo, echipa, sunt români. Sunt români. Prima dată când am fost la probă de muncă, am rămas surprins. Wow! Toată echipa aproape română. Ha, super tare! Și din acest motiv și eu zis că mai vrea să mă iau pe cineva nou, căutat atunci în acel moment, pe cineva nou, care este tânăr, înflăcărat, pasionat și cred că a găsit toate calitățile care au căutat, l-au găsit în mine. Și sunt sigur că nu o să-l dezamăgesc, chiar sunt foarte recunoscător pentru această oportunitate. Și nici acum nu vine să cred că ce magic este legea atracției. Legea atracției este super, super, super magic. Tot ce îți dorești se va îndeplini. Tot ce îți dorești se va îndeplini. Necesită timp, necesită sacrificii, necesită răbdare, dar după aia se va merita tot. Fiecare secundă, fiecare clipă, fiindcă așa este, după furtună vine soare, cum ar veni, după furtună vine soare și chiar m-am săturat să fiu în furtună, acum simt că va răsări soarele pe strada mea și în lumea mea. Și voi avea în sfârșit bani, timp liber și mă bucur de viață exact cum mi-am visat. Mereu, fiecare dată când merg la somn, îmi imaginez visele mele și golurile mele, țelurile. Și simt cum am restaurantul meu, simt că sunt pe scenă și vorbesc în față la public, simt cum inspir oameni, simt cum motivez oameni, simt cum călătoresc în toată lumea, cu familia, cu prieteni minunați, cu comunitatea World Ventures. Crezi-mă că World Ventures a intrat în mine foarte, foarte, este ca apă, ca mâncarea, nu pot trăi fără ei, nu pot, mă gândesc la World Ventures non-stop. Mai ales acum că va veni bootcamp aici în Dublin, sunt foarte focusat să aduc cât mai mulți oameni la acel eveniment. Pentru că acele mei sunt sigur că o să schimbă viața lor. Și abia aștept, doamne. Ce tare este acum, am câteva metri să ajung acolo, mai am câteva metri, doamne, ce tare. Și nu sunt deloc, cum să zic, stresat sau emoționat, nu. Mintea mea, acum mai sunt puternic, îmi spun în mintea mea, sunt bun, sunt pregătit, o să fac față. O să fie o zi fantastică, o să fie o zi minunată, o să fie o zi specială, unică, minunată. Și chiar așa acționez. Ce mulțumit sunt că în sfârșit sunt aici în acest loc. Ok, cam atât am vrut să vă transmit.
să aveți o zi fantastică, productivă, minunată și ne mai vedem. Ciao!